Hai să-ți arăt cum faci update-ul de firmware la univertul Huawei. Am căutat versiunea de firmware Huawei PhotoMate, firmware download, merg aici pe firmware, selectez invertorul, în cazul meu, monofazat 26K TL-L1 și văd că a ajuns la versiunea SPC 142. Downloadez ultima versiune de aici, SAN 2000 SPC 142 Package Zip, merg pe descărcare. Descărcare finalizată și aici ar trebui să-mi arate unde s-a downloadat. Este în descărcări, după aceea intru în Fusion Solar. În Fusion Solar mă conectez din nou la invertor, conectul în adăugul VLAN și merg pe SAN 2000 și seria invertorului, apoi merg aici la login. Merg la login și, cum ziceam, nu am nevoie de un cont de instalator, ci o să mă conectez pe contul de user cu parola. După ce mă loghez pe contul de user cu parola, aștept să intre pe invertor. Ok, merg aici la set, upgrade și selectez inverter update. Merg aici pe update. Merg aici pe import, văd că versiunea 1.3.0 este deja prestabilită, dar nu vreau 1.3.0, eu am deja 1.4.2. O să merg pe import și o să mă duc la browser. Uite, și o găsesc aici la browser, SAN 2000 package zip. Și apoi mai apăs o dată pe ea, am și un upgrade the device și merg pe OK. Și aici îmi confirmă că face update de la 1.4.1 la 1.4.2 și merg pe update. I'm aware. Ok, și aici aștept până când invertorul își face update-ul. O să dureze cam 10 minute. Întâi trimite fișierul de update către invertor, îl încarcă în memoria acestuia și abia după aceea face update-ul efectiv, upgrade-ul efectiv, adică schimbă versiunea când are fișierul încărcat 100%. Așa cum arată și aici. Transmitting și se vede la un procent la care ajunge. Aproape a ajuns la 96%, 97%, 99%. Și acum a început update-ul efectiv. Nu mai trebuie să stai conectat pe invertor. Poți să te deconectezi pentru că acum nu mai, practic nu mai are treabă cu Wi-Fi și invertorul face upgrade, își face singur upgrade-ul. Cam asta a fost, după aceea dacă vrei să verifici, te conectezi la loc și să vezi dacă e totul în regulă. Bun, cam asta a fost tot și sper să vă ajute. Numai bine!